Suntem prezenți astăzi aici pentru a ne alătura campaniei demarate de către Primăria Municipiului Constanța referitoare la curățarea orașului. Vrem să fim prezenți în oraș, în sprijinul cetățenilor și prezenți în comunitatea locală. Știm cu toții care este problema de mediu pe care această zonă o are și credem că așa putem să influențăm autoritățile locale și instituțiile să se responsabilizeze și pe viitor în curățarea acestuia. Acțiunea de ecologizare s-a axat pe zona dintre pavilionul expozițional Constanța și Biserica Sfântul Mina, de-a lungul bulevardului Mamaia. Sute de copii voluntari ai asociației, însoțiți de profesorii lor, au ignorat vremea urâtă și au strâns toate gunoaiele care le-au ieșit în cale. Ne-am gândit să ajutăm ca această acțiune să fie cât mai vizibilă pentru Constanța și pentru tinerii care în ziua de astăzi stau la electronice și la telefoane și tablete și să iasă puțin afară să socializeze și să încerce să facă ceva bun pentru Constanța și pentru natură. Dă-le-mi un sfat celor care aruncă pe jos. Să nu mai arunce pe jos pentru că, în primul rând, poluează și nu este bine pentru mediul în care trăim. Îmi place să facem curat în natură pentru că e mai frumos decât să stai închis în casă la telefon și la televizor. După ce au terminat, micuții cercetași au primit sandvișuri, fructe și ceai, apoi au asistat la o lecție de educație informală cu specialiștii organizației Cercetașii României, iar cine a răspuns corect la întrebări a plecat acasă cu premii. 1, 2, 3, 4!